Radio Iași rămâne tribuna personalităților marcante și astăzi îl avem în studio pe domnul profesor universitar dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași. Bună ziua, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt onorat să fiu la Radio Iași, așa cum am spus pentru prima dată. Asta e de bun augur. Înseamnă că vă veți face un obicei din asta și poate veți veni mai des, fiindcă sunt multe subiecte interesante care cu certitudine vor răsplăti interesul comunității noastre vis-a-vis -vis de ideile pe care le vom enunța. Primul subiect al discuției noastre este legat de un eveniment care se desfășoară în perioada 14-16 martie anul acesta. Vă propun. Să vorbim despre cea de-a noua ediție a Congresului Național al Societății Române de Coloproctologie, ediție care se desfășoară la Iași. E un lucru pozitiv și merită să-l subliniem. Sunteți președintele Congresului. Este onorant, dar înseamnă și cel mai important rol în organizare. Vine cu un bagaj acest, ace, această funcție. Da, așa este. Este cea de-a noua ediție a Congresului Societății Române de Coloproctologie. Societate care a fost înființată în anul 2010, deci să spunem că este o societate relativ tânără în cadrul specialităților chirurgicale. Ea să spunem că este un copil al societății mamă, societatea română de chirurgie, care este o societate de tradiție și cu mult, cu mult mai veche. Societatea română de coloproctologie, așa cum am zis, a luat ființă în anul 2010 prin efortul susținut a unor entuziaști care au ca preocupare, să spunem, chirurgia colorectală, printre care m-am numărat și eu, și profesorul Lazar Fulger de la Timișoara și profesorul Irnel Popescu din București, încât acum ne aflăm la cea de-a noua ediție a Congresului. Trebuie să recunosc că și în anul 2013, la vremea respectivă eram chiar președinte executiv al Societății Române de Coloproctologie, am organizat și atunci congresul la, la Iași, era cea de-a treia ediție a, a congresului societății. Deci să spunem că un know-how deja există, aveți într-un fel sau altul toate conexiunile și toate etapele bine, bine conturate. Totuși aș fi curios și cu certitudine ascultătorii noștri sunt curioși care este scopul acestui eveniment și cui se adresează în primul rând. Societatea are două componente majore, partea chirurgicală și partea de medicină internă, respectiv gastroenterologie, pentru că se referă la o patologie care este localizată pe tubul digestiv inferior, deci colon și rect și regiunea perianală. Patologie care poate să fie o patologie benignă, deci boli obișnuite, boli fără un prognostic sever, dar și patologie maligne care am, aș putea spune că ocupă cam două treimi din patologia colorectală. Din păcate. Da, din păcate, așa este. Congresul se adresează tuturor celor interesați în patologia colorectală, în primul rând chirurgii de chirurgie generală și tinerii noștri viitori chirurgi, respectiv medicilor rezidenți, dar și studenților, asistentelor medicale, pentru că avem și o secțiune dedicată a asistentelor medicale. Sunt curios cum este structurat programul acestei ediții, fiindcă Până la urmă, se întrepătrund anumite lucruri și sunt multe elemente din zona practică, dar sunt și multe elemente de comunicare a informațiilor. Da. Congresul se va desfășura pe parcursul a două zile și jumătate, am putea spune. Începem cu o zi de cursuri pre-Congres. Majoritatea congreselor medicale la ora actuală, și îndeoseb cele de chirurgie, au niște cursuri pre-congres care se desfășoară înaintea de deschiderea oficială a congresului. Anul acesta avem un număr de patru cursuri, în care pe partea chirurgicală vom avea două cursuri care sunt structurate într o parte teoretică și o parte operatorie cu transmisie live din sala de operație de la Institutul Regional de Oncologie, însă le amfiteatru în care sunt cursanții în care vom, și sunt niște intervenții chirurgicale, care nu le, nu le facem pentru prima dată, să spunem, la Institutul Regional de Oncologie sau în Iași, dar sunt niște operații care au tocmai acest scop didactic de a învăța și de a arăta uh, celor care sunt interesați, care sunt anumite etape în desfășurarea unei intervenții, cu specific, uh, în cazul nostru, um, ambele cursuri au un specific uh, oncologic, o patologie neoplazică. Uh, în cursul zilei, primei zile, deci dimineața vor fi aceste cursuri pre-congres. În cursul, după mea la ora 18.30, vom avea deschiderea oficială, urmând ca în zilele de vineri, respectiv data de 15 și sâmbătă dimineața data de 16, se are lucrările congresului în trei săli de conferință. De asemenea, vreau să menționez că în acest an uh, avem plăcerea, prin, fiind Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorete Popa din Iași, fiind unul dintre coorganizatori, uh, va acorda două titluri uh, doctor honoris causa, unor personalități în domeniul chirurgiei colorectale, respectiv uh, profesorului Phil Kirke de la Universitatea din Leeds, care este un nume mare, este un anatomopatolog, dar este un nume mare în uh, chirurgia colorectală, pentru că el a revoluționat, practic, uh, examinarea anatomopatologică, a piesei de rezecție în cancerul de rect și sunt foarte multe dintre procedele respective sau clasificări care poartă numele. Este o personalitate în domeniu și nu vine pentru prima dată la EA și este, cred, a treia oară când este invitat la universitate. Și, de asemenea, vom da uh, titlul de doctor honoris causa unui profesionist, unui profesor de la, de la Belgrad, profesorul Zoran Crivocapici, care are training în chirurgie colorectală în Marea Britanie, dar este un, tot un specialist în chirurgie colorectală la nivel european. Ne puteți să da câteva repere? Avem un număr important de colegi din alte părți ale lumii care vin la acest congres și aș vrea să menționez pe... <coughs> Uh, profesor din, uh, din, Ungaria, de la Budapesta, uh, un profesor de uh, chirurgie Gabor de asemenea un profesor de chirurgie colorectală de la Varna din Bulgaria, profesorul Rosel Matjov. Avem din uh, Franța, de la platforma Inserm 6, atașat uh, spitalului Georges Pompidou din Paris. Uh, mai avem invitați din, uh, din Germania, din Marea Britanie, de la Londra, de la spitalul St. Mark, este profesorul Ian Jenkins, care este un mare chirurg de chirurgie colorectal, atât clasică cât și minim invazivă, de la Spitalul St. Mark. Spitalul St. Mark din Londra este un spital cu tradiție în chirurgie colorectală și în această patologie. De asemenea, avem invitat și din Germania, chiar din Statele Unite, de la Harvard, vine cineva care este invitat de-al nostru la acest congres. Încât sunt personalități de marcă din Europa și din lume și aș vrea să spun chiar că și atunci când societatea era chiar la început, să spunem, în 2013, după trei ani de zile, am avut, la vremea respectivă, am avut invitat pe președintele societății europene de coloproctologie, profesorul Soren Lauber, care este un danez renumit în, în, chirurgia colorectală și care a acceptat atunci, în 2013, să vină cu plăcere la Iași și a devenit ulterior un prieten al nostru, al Iașului, aș zice. pentru că marea majoritate care a celor care sunt invitați în diverse domenii ale chirurgiei și vin în, în Iași, le vizitează, vizitează Universitatea Institutului Regional de Oncologie, dar le place și Iașul, pentru că este un oraș care are ce arăta. O concluzie, sigur, nu poate fi conturată decât după desfășurarea evenimentului, dar dumneavoastră ați început și aș vrea să continuăm cu câteva cuvinte, să le spunem ascultătorilor cam care ar fi dimensiunea acestui congres național al Societății Române de Coloportologie, în comparație cu... Evenimentele de gen din țară și din străinătate. E clar, sunt invitați de marcă, tehnologie foarte multă, numai gândindu-mă la partea practică, e impresionant să, să știi că în secolul 21 se întâmplă la ea și așa ceva, o operație se transmite online, video, în altă parte, pentru alți specialiști care, într-adevăr, așa, așa învață lucrurile e simplu să, să înveți pe degost un manual, dar asta nu te face chirurg, nu te face medic, nu te mm -hmm. face nici măcar nu știu, un învățăcel în zona asta. Da, da, sigur, ca ordine de mărime este unul dintre, dintre congresele de mărime medie spre mare din țară, în domeniul chirurgiei. Noi, la ora actuală, avem un număr de aproximativ 600 de înscriși, dar probabil că acest număr va mai crește în zilele congresului. Pentru că mai sunt și uh, colegi care vin pe ultima sută de metri, să spunem, să înscrie. Uh, da, uh. uh, este un congres care, într-adevăr, va aduce în discuție niște elemente de noutate în chirurgie colorectală, și sperăm că să fie un, un congres de succes. Da. Cercetarea, mediul academic, proiectele instituționale, eforturile umane, toate au un scop comun o viață mai bună pentru membrii comunității. Prin această înțelegere a lucrurilor, putem afirma că demersul educațional aplicat prin oameni pentru oameni este foarte important. Am discutat și ceva mai devreme despre acest lucru și iată, acest congres împlinește într-un fel eforturile pe care le faceți, presupun, de-a lungul unui an, fiindcă un astfel de congres nu se organizează cu trei zile înainte. Domnule profesor universitar, dr. Fiorel Scripcariu, în calitate de rector al Universității de Medicină și Farmacie, Grigore T. Popa din Iași. Vă rog să ne oferiți acum câteva informații referitoare la proiectele universității în perioada următoare. Avem mai multe proiecte în derulare la ora actuală și putem să o luăm pe partea didactică, pe partea științifică de cercetare și, să spunem, partea medicală profesională și proiecte care sunt referate atât la infrastructură cât și la proiecte de cercetare propriu-zise. La ora actuală, dacă vorbim instituțional, suntem foarte aproape de a finaliza un proiect mare de infrastructură, respectiv refacerea, recompartimentarea, refacerea unui corp important de clădire al universității noastre, care va purta numele uneia dintre rectorii universității, rectorul din anul 1918, profesorul Nicolae Leon, care a fost rectorul universității la momentul Marii Uniri. Corpul Nicolae Leon, care se găsește în Iași, fosta clădire Petre Andrei, dacă vreți să luăm, ca să cunoască lumea despre ce vorbim, care va fi gata și sperăm să o inaugurăm la începutul noului an universitar, deci după 1 octombrie. De asemenea, Universitatea are spre finalizare deschiderea unui centru de simulare care se va adresa studenților și rezidenților. Centru de simulare pentru că la ora actuală învățământul medical se desfășoară atât la patul bolnavului, dar, că, dar de asemenea pentru anumite proceduri, pentru anumite manevre se face pe simulatoare. Simulatoare care pot să fie sub formă de manichine, dar sub formă de realitate virtuală sau pacient standardizat. Acest, acest lucru costă da. foarte mult. Da, sunt niște proiecte foarte mari. Proiectul recompartimental de la clădire Petre Andrei o facem din fondurile proprii, însă, concomitent cu acest lucru, am aplicat pentru un proiect european prin Agenția de Dezvoltare Regională Adere Nord-Est și am câștigat acel proiect. încât ne recuperăm banii de investiție de la această clădire Nicolae Leon un proiect în, valo în valoare de 5,3 milioane de euro care vor reveni în visteria universității. Deci ceea ce am, am folosit pentru refacerea acestui corp de clădire uh, recuperăm din acest proiect uh, european. Iar uh, centrul de simulare este asemenea un proiect costisitor pentru că toate, toate echipamentele de simulare, simulatoarele, sunt uh, costisitoare. Este un proiect care va fi undeva, numai echipamentele ajung undeva la aproximativ 5 milioane de euro. Și cred că la momentul în care noi vom finaliza proiectul pre sfârșitul anului, va fi cel mai modern centru de simulare din țară în domeniul învățământului medical. Școala Ișeană de Medicină are un cuvânt greu de spus. Asta o știm cu toții, am simțit-o în pregătirea, pregătirea viitorilor generații de medici din România și cu un moderat optimism, subliniez moderat optimism, Uh, avem speranța că ceea ce oferă instituția dumneavoastră din punct de vedere educațional, această ofertă importantă. Sperăm instituția pe care o reprezentați în calitate de rector să facă în așa fel sau să genereze uh, un beneficiu consistent în comunitate. Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, Universitatea de Tradiție, care sărbătorește anul acesta 140 de ani de la înființarea primei facultăți. La mulți ani anticipat. Mulțumim, dar știți că o să fie un an în care acest, acest reper de 140 de ani va fi sărbătorit cu mare cu mare entuziasm nu în luna decembrie. Nu de nu loc, e apăsător, nu. nu e chiar un motiv de bucurie <laughs> pentru noi. Universitatea, deci v spuneam că este una dintre cele șase universități de tradiție din țară în domeniul medical, respectiv după București, Cluj. I Aș vrea să spun că în, între ea și Cluj este un fel de competiție pentru obține, pentru menținerea, obținerea locului 2 la, în acest clasament. Deci după București, ea Cluj Timișoara, Târgu Mureș și Craiova sunt cele șase universități de medicină și farmacie tradiționale. Universitatea este foarte bine poziționată la acest moment, atât la nivel național cât și european. Anul trecut am avut uh, cel mai mare număr de studenți străini din țară, 2547 de studenți străini, pentru că noi avem uh, programe de studiu în limba engleză și în limba franceză. Și în felul acesta, având un număr mare de studenți străini avem și o vizibilitate internațională pentru că știți că la această oră se vorbește foarte mult despre internaționalizarea învățământului, nu numai cel medical, toate, în toate domeniile, dar cu atât mai mult cel medical. În primul mandat mi-am propus foarte mult să îmbunătățesc imaginea universității, să schimb sistemul de colaborare și de comunicare din interiorul universității, dar și vizibilitatea la nivel local în Iași, la nivel național și european. Și cred că am reușit uh, o serie din, din aceste lucruri să le fac să fie vizibile și vă spuneam că universitatea este foarte bine poziționată la nivel național și chiar aș european prin contacte și prin programele de, de cercetare, proiecte de cercetare comune cu universități de profil din, uh, din Germania, din Franța, din Marea Britanie, dar și din jurul nostru, în Bulgaria, din uh, Ungaria, Serbia și așa mai departe. O universitate nu mai poate să trăiască doar așteptând niște bani de la stat. Da, cu siguranță, da, și aș putea spune că, din acest punct de vedere, Universitatea în ultimii ani și-a consolidat foarte bine poziția din punct de vedere financiar, adică posibilităților noastre. Dacă noi am putea să și dacă legislația ne-a. A permite, ne-am dezvoltat chiar și mai mult folosind resursele proprii și, repet, folosind resursele proprii pentru că resurse avem, numai să legitorul să ne poată permite să folosim resursele noastre proprii. Avem în vedere multe alte proiecte de infrastructură și proiecte de cercetare. Noi avem un centru de cercetare foarte bine poziționat și foarte apreciat în Centrul de Cercetare în Medicină Experimentală pe Animale Mici, CEMEX, care este platforma noastră de cercetare a universității și care desfășoară proiecte de cercetare, dar avem uh, colaborări și proiecte de cercetare importante și cu alte organisme, atât la nivel local cât și la nivel național. De asemenea, am aplicat ca și universitate pentru o, o serie de proiecte care se află acum în competiție și sperăm să, să le câștigăm. Avem un proiect important care va aduce niște dotări suplimentare pentru universitate în domeniul medical, un proiect de valoare foarte mare, aproape 14 milioane de euro, în care vom îmbunătăți echipamentele de cercetare la nivel la, la nivelul universității și sperăm că totodată cu prim, dacă vom câștiga acest proiect să putem aduce și la Iași primul robot chirurgical pentru chirurgie robotică, pentru că în țară la ora actuală Există roboți chirurgical la Cluj, la Timișoara, la Brașov, la București, destul de mulți, însă în regiunea din Nord-Est nu avem niciunul dintre acești roboți. Robotul chirurgical este un robot care efectuează și operații. De regulă sunt preferate intervențiile din spațiile mici, cum sunt în pelvisul uman, și aici vorbim despre chirurgia rectului, chirurgia prostatei și chirurgia organelor genitale interne la femei, care va fi tot sub forma unui proiect de cercetare. Noi vă mulțumim pentru că ați acceptat acest dialog și trebuie să ne promiteți că veți reveni în studioul nostru. Și, încă o dată, vă spunem la mulți ani cu ocazia celor 140 de ani, o istorie frumoasă, o istorie care ne face să avem un motiv în plus pentru a ne mândri că în zona aceasta Moldovei, iată, există vectori care dezvoltă pentru comunitate lucruri palpabile. Vă mulțumesc foarte mult și o să vin și cu alte ocazii să mai stăm de vorbă cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră să le aducem la cunoștință la noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Alături de noi a fost domnul profesor universitar doctor Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, președintele Congresului Național al Societății Române de Coloproctologie.